mă, ce hurducă e tipul ăla în spate, să vezi cum țopăie. Nu știu dacă se văzut pe camera, a țopăia. Să vedem dacă e destul de nebun, o să vrea să-l depășească, mă gândesc, la un apă, în curbe, pe undeva. Așteaptă că vine alt tir de pe contrasens, normal, ca să intre bot în bot cu el și să moară într-o mare de flăcări, explozii, dramă, sânge, stai în curul lui, nu-l lăsa, vrei să nu-l pierzi. Ești maker. Are nume pe Bulgaria, nu plătește, stai mă în curul lui, vezi dacă poți să-l depășești. Sânge! Eu cred că mă prinsei ce vrea să facă din față. Vrea să nu consume benzină deloc. Și stă în curul tirului, știi cum stăm noi la bicicletă, la trenă. Stă la trenă, la tir, ajunge cu plinul făcut. Și acum omoară frâna, ca să... Așa, stă în curul lui și omoară frâna, bă. Ce face, mă? Poate cred că îl tractează tirul ăsta, nu se vede cablul, dar cred că tirul îl tractează din față. E pe ce lume? Nu știe. Nu le are. Are camioneta aia plină de furăciuni, jegoasă plină de furăciuni și nu vrea să le zgârie prea rău, să le trosnească. Porțelanele de pe Germania sau de pe Francia. Și ne vedem în episodul următor. V-am pupat, pa, pa. Și nu mergeți ca nenea în fundul tirului. Nu. Bad, nenea, bad.